Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Iunie va duce peștilor o mulțime de lucruri noi. Vei arăta grozav și vei privi viața cu o atitudine pozitivă. Această atitudine te va ajuta să nu renunți nici în cele mai dificile situații. Ține minte că ești la un pas de împlinirea unei dorințe de mult prețuite fii pregătită să sprijin pe cineva. Mulți pește și vor aminti unii ca cea mai clară, dar cu adevărat interesantă durată de viață. În această lună, bunăstarea în domeniile prioritare ale vieții va fi strâns interconectată cu starea ta interioară și relațiile armonioase din sfera familiei și dragostei. Așa că încalecă calul potrivit și mergi pe el. În general, Iunie va fi marcat pentru pești de o scădere a potențialului energetic. Prin urmare, reprezentanții tipicei semnului vor simți un oarecare disconfort. În plus, la începutul verii, vechile nemulțumiri și dezamăgiri, probleme nerezolvate din trecut se vor grăbi să-ți amintească că încă există. De aici bucuria de a trăi. Prin urmare, mulți pești pot prefera singurătatea, refuzând comunicarea și întâlnirile active. Și în acest sens, prima decada a lunii iunie pentru pești s-ar putea să nu se arate în cel mai favorabil mod, cu toate acestea, în aceste zile dificile, introspecția profundă poate deveni o cheie personală pentru transformări interne pozitive. Între timp, a doua jumătate a lunii va trece pe un val mai pozitiv, până la sfârșitul lunii iunie energia peștilor va fi restabilită, iar oportunități bune și perspective noi vor străluci la orizontul vieții. Într-un fel sau altul, schimbările semnificative care au izbucnit în soarta peștilor în trecutul recent capătă amploare. De deci, ce va fi începutul unei perioade neobișnuite și importante pentru pești, care poate dura aproximativ 3 ani, degajându-ți treptată drumul către prosperitatea materială. Trebuie să vezi totul pozitiv și să ai răbdare. Dragoste, la începutul lunii, peștii vor întâlni o persoană interesantă și influentă. El va fi foarte politicos și drăgăstos cu tine. Pe lângă faptul că vei întâlni în sfârșit un partener sincer, acesta va fi și foarte generos. Nu l asigura cu o relație promițătoare dacă nu ești pregătită pentru asta. Gândește-te bine înainte de a spune ceva cu voce tare. De la mijlocul lunii, viața personală va deveni mai intensă. Va apărea un fost iubit, care îți va face aluzii despre reluarea relațiilor. Pentru peștii care sunt deja într-o relație, astrele îi sfătuiesc să petreacă mai mult timp împreună. Dacă în sfârșit v-ați hotărât să vă conectați inimile, atunci luna aceasta este perfectă. Un moment bun pentru a vă muta împreună. Multe cupluri tinere aflăm cele din urmă că vor avea în curând un copil, dar nu ar trebui să-ți pierzi timpul prețios cu insulte. Sănătatea, chiar dacă te vei simți mereu într-o formă excelentă, ai grijă să întărești sistemul digestiv și imunitatea, acum vei fi predispusă la boli ale gâtului și nasului, chiar și o adiere ușoară va provoca în tine un sever, pentru a preveni acest lucru. Încearcă să iei vitamine și să petreci mai multă timp la soare. În a doua și a treia decada a lunii, alergiile se pot agrava, așa că ai grijă la produsele noi și ține mereu cu tine antihistaminice. Pe tot timpul lunii iunie, peștii trebuie să fie atenți la răni. Mulți reprezentanții zodii vor deveni excesiv de mobil și vor dori să se angajeze cu plăcere în sporturi extreme, care pot juca o glumă crudă împotriva lor. Plecând într-o călătorie, alege cea mai bună asigurare de transport. În ultima decada lunii, există riscul de a intra într-un accident, așa că fii extrem de atentă când conduci. Banii, în atingerea obiectivelor lor, peștii nu vor interfera nici măcar cu modestia lor obișnuită. Acum vei deveni cea mai sociabilă și întreprinzătoare, șefii vor nota zelul tău pentru muncă și te vor recompensa financiar. Nu-ți fie teamă dacă ți se oferă să pleci într-o călătorie de afaceri sau să înlocuiești pe cineva. De asemenea, este posibil ca un timp să fie necesar să ai o poziție de conducere. La mijlocul lunii iunie, pot apărea dificultăți în comunicarea cu partenerii și neînțelegeri în echipă. Va trebui să dai dovadă de diplomație și ingeniozitate pentru a face față obstacolelor, și la sfârșitul lunii, barierele vor dispărea. Iar tu vei putea să mergi într-o direcție de succes, încearcă să nu-ți asumi obligații de datorie și să nu semnezi contracte serioase fără a te consulta cu avocații. Dacă nu acționezi în grabă, atunci nu numai că salvezi economiile, ci și le vei crește. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept?